Salut! Hidraulica, termodinamica și transferul de căldură sunt discipline fundamentale ale fizicii și tehnicii care stau la baza funcționării instalațiilor de încălzire. În minutele următoare vreau să vă arăt câteva experimente. Pe unele poate vi le amintiți din școală, despre unele poate ați mai citit sau le-ați mai văzut. În orice caz, sper că o să vi se pară interesante sau cel puțin amuzante. Descrierea tuturor și explicațiile tuturor fenomenelor se găsesc mai jos în această pagină YouTube. Primul experiment, aici am un pahar gol, aici am un pahar plin cu apă. Pe gura paharului gol o să pun acest tifon. O să-l leg cât pot de bine cu un elastic. Tot conținutul paharului cu apă prin tifon în acest pahar, pun un capac din plastic deasupra, întorc paharul cu apă, capacul rămâne aici, sigur, asta nu este o noutate, este un experiment pe care îl știm din copilărie, și acum voi lua acest capac. Apa nu curge, deși tifonul, evident, are o mulțime de găuri. Apa pare că sfidează gravitația. Al doilea experiment, un bol cu apă rece, o sticlă goală și un pai pe care am pus niște plastilină pentru etanșare. O să vedeți imediat la ce ne folosește. Acum o să torn în sticlă niște apă fierbinte. Aștept câteva clipe. Apoi golesc conținutul sticlei la chiupetă. Și acum introduc acest pai aici, ca o să etanșez cât mai bine. Să vedem ce se întâmplă. Acum am două pahare, un pahar cu apă fierbinte, colorată în roșu, un pahar cu apă rece, colorată în albastru și un pai. O să pun în pai două straturi distincte de apă. Apa fierbinte, voi încerca dedesubt să introduc apa rece, fără ca cele două să se amestece. Observați, cele două nu s-au amestecat. Haideți acum să inversăm ordinea în care introduc paiul în cele două. Observați, deci nu s-au amestecat. Acest fenomen, numit stratificare termică, este foarte util, de exemplu, la boilere solare. Haideți să refacem experimentul. Observați, apa rece este jos, apa caldă este sus, cele două nu s-au amestecat. Haideți să refacem inversând ordinea. Întâi
Apa rece, apoi apa fierbinte. Observați? Cele două s-au amestecat acum, pentru că apa rece tinde să ajungă jos, la partea superioară. Da? Cele două acum sunt amestecate, nu am mai avut fenomenul de stratificare termică. Acum, aceleași două pahare, cel cu apă roșie fierbinte, cel cu apă albastră rece, o să pun un capac peste cel cu apă fierbinte. Am înlocuit capacul și o să vedeți de ce. O să încerc să-l pun perfect peste acesta. Și o să încerc ușor, ușor să scot nu știu cât de bine se vede, voi veni mai aproape. Cele două nu se amestecă. Este numai apă roșie la suprafață, datorită de stratificării termice, iar aici am la bază numai apă albastră. Cred că acum se vede ceva mai bine, dacă am pus lumină în partea cealaltă, cum cele două nu se amestecă. Avem din nou de a face cu fenomenul de stratificare termică. Avem un recipient cu apă colorată, o farfurie, o lumânare și o brichetă. O să luăm cu o siringă apă colorată și o să punem aici în farfurie. O să aprindem lumânarea. Și acum să punem acest pahar gol peste. Vedem ce se întâmplă. Observați cum lichidul din farfurie, mare parte din el, a urcat în pahar. Dacă ridic, observați, a revenit la loc în pahar. Experimentul numărul 6. O doză din aluminiu goală. Umplu cu puțin apă. Acum o să o pun pe argaz. O să o aducem la punctul de fierbere. Era puțină apă la partea superioară, pe care am vrut să o înlătur. Se pare că
a început să fie adăugă vaporii la partea superioară și acum voi introduce în fasul cu apă rece de aici. Repetăm experimentul. Doza cum este la fierul, o să mai introducem acum în vasul cu apă rece. Practic, a făcut incluzie. Asta este forța presiunii atmosferice. Și încă o dată am adus încă o doză acum de fierbe și o introduc acum în tava cu apă rece. Vedeți, a făcut incluzie. Forța incredibilă a presiunii atmosferice. Experimentul numărul 7. O sticlă din plastic plină cu apă, pe care o să o înțep cu o pioneză. Da? Scot pioneza, observați, apa nu curge. Pun la loc. Da? Repet operațiunea cu altă pioneză. Da. Acum, dacă scot pioneza și aplic o presiune, apa curge. De asemenea, dacă scot capacul, apa începe să curgă. Da? Închid capacul. Practic, presiunea atmosferică, în momentul în care am închis capacul, îmi ține apa în interior, în sticlă. Experimentul numărul 8. Am o sticlă, un ou, a cărui dimensiune este evident mai mare decât gura sticlei. O să încerc să introduc acest ou în sticlă fără a-l împinge cu mâna. Să aprind această bucată de hârtie. Și, în sfârșit, oul a intrat înăuntru. Sper că v-au plăcut experimentele. Nu uitați! Explicațiile tuturor fenomenelor, precum și ale motivelor pentru care unele experimente nu au reușit de la prima încercare, le găsiți mai jos în descrierea paginii YouTube. Mulțumesc pentru atenție!